Și domnilor, stimați invitați, bine v-am regăsit pe radio într-o nouă emisiune juridică Viva Justiția. Mă numesc Maria Păduraru și doresc să vă comunic faptul că mă bucur că s-a făcut în sfârșit luni pentru a intra cu dumneavoastră într-un subiect delicat care necesită multă atenție și înțelegere din partea tuturor. Nu mai este deloc o noutate faptul că lupta anticorupție a surprins mișcări și atitudini de diverse forme, regăsite în mod special la cei care militează pentru o țară liberă, egală și democratică. Despre protestele care încă mai au loc în țară sau peste granițele țării, am tot vorbit și noi și alții, însă astăzi dorim să punctăm câteva aspecte delicate legate de reclamațiile către Autoritatea Protecției Copilului cu privire la prezența în număr mare a copiilor la aceste proteste, care sunt limitele folosirii sau expunerii copiilor de către părinți, de către reprezentanți legali, în scopul de a obține avantaje personale sau instituționale sau în scopul de a influența deciziile autorităților publice, care sunt pericolele pentru copii sau chiar pentru părinții care militează în numele libertății de exprimare, dar și care sunt tipurile de abuz întâlnite în rândul copiilor, care sunt metodele de tratament și prevenție și multe alte chestiuni deosebit de importante pentru creșterea și educarea copiilor noștri. Despre toate acestea discutăm astăzi cu domnul Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și, bineînțeles, cu doamna Elena Filip, psiholog în cadrul aceleiași instituții. Bine ați venit la noi în radio! Bine v-am găsit! Bună ziua și bine v-am găsit! Da? Mă auziți bine, da? Că eu v-am auzit mai încet. Știu că dumneavoastră trebuie să vă păstrați un punct de vedere ferm, un punct de vedere obiectiv cu privire la prezența copiilor la proteste. Însă, din punct de vedere psihologic, instituția sau procedural, instituția dumneavoastră consideră un abuz această manifestare a părinților? La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în urma solicitărilor făcute de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, în săptămâna trecută, nu am identificat niciun caz și nicio reclamație, nicio petiție vis-a-vis de faptul că ar fi fost abuzați copiii la aceste proteste, la aceste manifestații. Procedural, cum ar fi conform legii, în măsura în care primim sesizări vis-a-vis de o formă de abuz în cadrul unor proteste sau manifestații, noi suntem obligați să intervenim conform prevederilor legale. Din fericire sau, mă rog, în acest context, la Iași nu am primit niciun fel de sesizări vis-a-vis de aceste proteste și, ca urmare, acestui fapt nu am intervenit. În alte județe au fost asemenea sesizări și a fost sesizată poliția ulterior. A fost sesizată, de fapt, Autoritatea de Protecție a Copilului și Autoritatea a redirecționat aceste reclamații către organele abilitate de cercetare penală, nu? Probabil că așa s-a întâmplat. Asta este procedura, asta vrem să cunoaștem și noi. Asta este procedura, nu? În cazul de față. Noi sesizăm doar cazurile deosebite către autoritate și către autoritate sesizăm doar statistici generale atunci când sunt solicitate. Dar pentru acest aspect, respectiv aceste proteste, nu a fost cazul la nivelul județului. Asta este din fericire, cum spuneați dumneavoastră, la Iași nu există asemenea reclamații. Dacă ar fi cu privire la acest aspect, de reținut este că acestea se redirecționează către organele abilitate în acest sens. Clar, aceasta este procedura Instituției de Protecție a Copilului în general, nu doar la Iași. Dar, de fapt, care este limita acestei manifestări a părintelui, a reprezentantului legal, da, pentru a nu produce un abuz? Limita legală este, să-i spunem, puțin, eu știu, în aceste cazuri a manifestărilor, da, sau a protestelor, în aceste cazuri vorbim. Este una, să-i spunem, delicată, dat fiind faptul că acești copii merg acolo unde participă sau văd, eu știu, persoane, dar de fiecare dată acolo, în cadrul acestor proteste sau manifestații, ele au fost de obicei pașnice. Au fost și manifestații în care au fost chemați numai copii, unde s-au desfășurat activități educative,
acum depinde foarte mult ca acel copil, dacă e să fie influențat sau să fie supus unui abuz, depinde și de, eu știu, forma de manifestare. Atâta vreme cât nu a văzut acolo, să spunem, violențe, cât nu au fost acolo lucruri care să fie ieșite din comun, na, psihologic vorbind, considerăm că nu a fost expus unei forme de abuz. Dar lucrurile pot, eu știu, degenera și la aceste manifestații și să devină violente. Ei, în aceste cazuri, copilul într-adevăr are în față, eu știu, de exemplu, ca și la un meci sau și la meciurile de fotbal, sunt lucruri care uneori degenerează și este pus în fața unor violențe, eu știu, bătăi, intervenții ale organelor de forță ale statului și alte lucruri de acest gen. Iar în acel moment este responsabilitatea părintelui de a hotărâ dacă pleacă, ia copilul și pleacă de acolo sau rămân în continuare acolo. Noi putem... Da, da, asta e... Responsabilitatea părintelui, alegerea părintelui în acel moment. Până în momentul de față, e clar, avem proteste pașnice, liniștite. UNICEF chiar a dat o declarație diferită puțin de cea doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul muncii, cu privire la faptul că părinții pot primi o amendă între 5.000 și 10.000 de lei dacă merg în continuare cu copiii la proteste. Totuși, UNICEF a păstrat o poziție fermă, conform convenției ONU cu privire la drepturile copiilor și cu privire la dreptul la libertate de exprimare, cum că copiii au dreptul de a participa la aceste proteste până devin violente, da? Cum spuneați și dumneavoastră. Apoi intervine decizia părintelui de a mai păstra acolo, de a mai staționa, de a mai participa la aceste proteste sau nu. Totuși, care sunt riscurile ca acești părinți să primească amenzi? Doar, așa cum a specificat și dumneavoastră, în măsura în care se constată această formă de abuz și atâta vreme cât noi nu suntem organe abilitate pentru a da sancțiuni. Poliția este cea abilitată pentru a da sancțiuni, deci pentru a da o amendă, să spunem, sau ulterior, dacă se constată un abuz mai grav, pentru a întocmi acel dosar penal și ulterior proces și așa mai departe. Deocamdată nu a fost cazul și sperăm să nu fie nici în continuare. De cealaltă parte, unii specialiști consideră că aceste proteste, oricât de liniștite ar fi și de pașnice, au sau se comportă foarte violent verbal, nu? Cel puțin așa sunt categorisite de către specialiști aceste cuvinte adresate cu violență. Credeți că ar putea afecta în vreun fel sau altul comportamentul copiilor prezenți acolo? Violența verbală este, să zicem așa, o formă de agresiune, dar numai în măsura în care este, eu știu, repetitivă și de lungă durată. Și în familie sunt, slavă Domnului, cazuri care sunt în evidența noastră în care violența verbală a părinților își pune amprenta și asupra psihiului copiilor, dar într-un timp îndelungat, care, să spunem, e vorba de luni, de ani și depinde foarte mult și de vârsta copilului și așa mai departe, de o serie de factori și de lucruri între astea care țin de psihologie. Așadar, concluzionând, putem spune că dacă lucrurile nu degenerează acolo la aceste proteste, copiii sunt bineveniți. Asta concluzionăm astăzi, nu? Este mult spus că sunt bineveniți, pentru că na, toată lumea recomandă, sau mă rog, și psihologii recomandă și asistenții sociali, eu știu, oarecare reținere vis-a-vis de aceste fenomene și faptul că acei copii sunt expuși pe perioade mai lungi de timp la aceste forme și faptul că sunt scoși din programul școlar, că nu pot să-și facă lecțiile, să spunem, pentru cei care sunt în populația școlară în timp util și sunt duși periodic la aceste manifestații, se pot repercuta și în timp asupra nivelului lor de educație sau, eu știu, asupra notelor care le au de la școală și așa mai departe. Da, clar este o concluzie care va bucura pe mulți, pentru că sunt foarte mulți părinți care merg și chiar și în aceste zile la proteste cu copiii, dar nu numai, și cu animalele, și cu cățelul, și cu pisica, dacă ați văzut dumneavoastră. Revenind la situația noastră, vorbim despre abuz în general în această emisiune. Haideți să vedem care este situația copiilor în zona noastră.
dumneavoastră. Știu că numărul cazurilor de copii bătuți în familie, de exemplu, a crescut cu 50% în ultimul an, spun niște rapoarte, iar numărul copiilor bătuți, abuzați, exploatați a ajuns la 10.000 în România. Pe perioada anului 2016, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, am înregistrat un total de 479 de cazuri în care au fost implicați 855 de copii. Este într-adevăr o creștere, dar nu cred că este vorba de mai mult de 20%. Am avut ani când am avut și peste 1000 de cazuri de copii abuzați, cred că undeva prin 2014-2013. Într-adevăr, cele mai multe sunt, sau pe locul 2, de fapt, sunt cele fizice, 86 de cazuri cu 134 de copii, dar cele mai multe sunt pe fondul neglijării, în special în mediul rural. Aici avem 151 de cazuri cu 364 de copii implicați la nivelul județului. Asta în decursul anului 2016, da. Conform raportărilor care le-am făcut și care au fost transmise și către Autoritatea Națională. Da, un număr destul de mare și cred că, după cum discutam și înainte de emisiune, cred că majoritatea vin din zona rurală, nu? Prerogativele legale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se manifestă la nivelul întregului județ. Pentru cazurile din oraș, mai ales pentru prevenire, sunt monitorizate de către Direcția de Asistență Comunitară a municipiului, iar în localitățile rurale și în orașele din județ, tot așa, de serviciile de asistență socială de la nivelul localității respective. Vă mulțumesc foarte mult! Despre aceste lucruri discutăm în continuare aici în Viva Justiția. Nu plecați, rămâneți alături de noi, pentru că vă așteaptă lucruri deosebit de importante de aflat. Și am revenit în Viva Justiția. Suntem aici împreună cu domnul Tiberiu Banta, purtător de cuvânt la protecția copilului Iași, și cu doamna psiholog Elena Filip. Discutăm despre situațiile de abuz întâlnite în județul Iași și în zona aceasta noastră. Spuneați mai devreme, domnul Tiberiu Banta, că într-adevăr numărul a crescut în 2016, numărul de abuzuri întâlnite la copii. V-am spus, a crescut, dar față de anul trecut, 2015. Am avut ani, 2014-2013, când au fost mai multe cazuri, mă rog, și ca implicare de număr copii. În general, procentajul rămâne cam tot același, oscilează undeva cu 10-20. Multe, sau cele mai multe, sunt neglijare, urmată de abuzul fizic. Și v-am spus, în general, din mediul rural. Eu, dumneavoastră, poziționați neglijarea, da? Pe primul loc, înainte de bătaie. Înainte de bătaie, pentru că sunt familii în care, să zicem, bătaia nu este pusă pe primul plan, dar faptul că acei părinți, atât mama cât și tatăl, au o slabă educație, se zbat într-o sărăcie cruntă, faptul că nu au cu ce să trimită acel copil la școală, nu au hăinuțe pentru el, nu au ce să-i dea de mâncare, aceasta se constituie în neglijare. Și poate acel copil nu este bătut, dar prin faptul că este neglijat, ajungem uneori într-o stare deplorabilă. Am colegi care merg și aduc acești copii, mă rog, după ce evaluează și aduc în centru de primire în regim de urgență, copii care n-au deprinderi de 3-4 ani, care n-au deprinderi de bază, să meargă, eu știu, la toaletă, să se spele, să știe să se hrănească corespunzător. Ori asta nu înseamnă decât neglijare. Această neglijare afectează, din câte văd și din câte îmi spuneți dumneavoastră, afectează la un plan mai profund comportamentul copilului pe viitor, formarea lui ca adult. Absolut. Această neglijare, coroborată și cu lipsa educației, duce la replicarea situației în care se zbat părinții lui și astfel acea familie niciodată sau, mă rog, acea familie legal constituită sau o relație de concubinaj, acei copii nu au nicio șansă, practic, la un viitor mai bun în care să-și poată câștiga, eu știu, ziua de mâine și în care să aibă o locuință și așa mai departe. Da, așadar este o falsă impresie că bătaia este ruptă din rai în primul rând sau că moldovenii sunt pe locul întâi în topul celor care își bat copiii. Se pare că există un alt abuz mult mai profund față de copii în zona noastră și în toată țara noastră. Cum, spuneți-mi, cum reacționează un copil abuzat? Cum reacționează doamna psiholog? În ce sens? Care sunt caracteristicile acestui comportament? Sunt copii care sunt foarte retrași,
care refuză să comunice, sau sunt copii care sunt foarte agresivi, care încearcă prin agresivitatea lor să atragă atenția. Să atragă atenția că este ceva în neregulă. Da, că este ceva în neregulă, că vor mai multă atenție. Mai multă grijă. Mai multă grijă, cei chiar și copiii retrași. Exact același lucru. E valabil pentru amândouă situațiile. Sunt copii foarte subdezvoltați conform vârstei. Da? Sunt copii care la 14 ani arată de 10 ani. Sunt copii care, cum a zis și colegul, nu au acele deprinderi care... Da, în primul rând de scris citit, nu au orientare spațio-temporară, nu au niciun plan, cel puțin la cei mai mari, planuri de viitor. Sunt deziluzionați, sunt undeva... Există, se vorbește tot timpul de acea ciclicitate. Cam același lucru este și la neglijență, neglijarea în familie, de fapt. Mi-ați spus ceva foarte interesant, că această formă de abuz sau o formă de abuz, neglijare, bătaie sau așa mai departe, afectează copilul fizic chiar fizic. Da, pentru că dacă nu-l alimentezi corespunzător, copilul rămâne subdezvoltat. Da, deci... și nu vorbim doar despre o alimentare, mă refer la masa de zi cu zi, ci și o alimentare în ceea ce privește afecțiunea, da? Atașamentul, nu? Intrăm deja în discuții deci deja, foarte, foarte deja, profunde. Păi când vorbim de neglijare, nu vorbim numai de lipsa alimentației, da? Este o neglijare afectivă, neglijare educațională, neglijare din punct de vedere medical. Sunt copii care nu au fost niciodată la medicul de familie, sunt copii care sunt tratați pentru anumite, așa zise, răceli acasă sau chiar nu sunt tratați deloc. Și asta afectează pe viitor starea de sănătate a copiilor, a adultului, de exemplu. Această neglijare de multe ori este asociată cu sărăcia, dar spuneați dumneavoastră mai devreme că nu neapărat, nu? Nu neapărat. Neglijarea, deci cel puțin din punct de vedere adultul își neglijează copilul, poate și din cauza lipsei educației. Așa au fost educați, așa au fost și ei crescuți cândva, și așa își cresc și ei copii. Poate fi și o lipsă de indiferență. O indiferență, nu doar lipsa. Nu doar lipsa educației. Să spune că ar putea fi și așa. O indiferență a părinților atâta timp cât lasă că merge și așa, nu vin instituțiile înainte, nu veneau autoritățile, nu îi monitorizau, nu îi supravegheau. Acum, în momentul în care primim sesizări, da, și cum se spune, suntem cu ochii pe ei, atunci îi responsabilizăm cumva și încearcă și ei să conștientizeze că viitorul copilului lor este mult, poate fi și altfel, nu așa cum au trăit ei ca și când au fost copii. Dumneavoastră sunteți în acest sistem de câți ani? 15, adică o viață de om sau nu, s-ar spune. O viață că... de adolescent. Da, înseamnă că ați văzut foarte multe cazuri în care un copil a crescut, un copil abuzat a crescut, a devenit adult. Cum s-a manifestat acest adult? Cum s-a format el în timp? Păi depinde cum foarte mult. Cum și-a pus amprenta, trauma, deci, și abuzul asupra lui? Când vorbim de abuz, e destul de dificil, pentru că depinde foarte mult de vârsta copilului în momentul în care a fost abuzat. Dacă este abuzul, există, e pe o perioadă mai lungă de timp sau există un singur episod abuziv. Dacă acel copil rămâne în mediul familial sau dacă este scos și luat de acolo și beneficiază de servicii de consiliere, servicii de tot ce înseamnă... De ajutor, exact, da. Da, tot. Depinde foarte mult de tot. În general, copilul abuzat care nu are nu beneficiază de aceste servicii de consiliere și așa, ajunge un părinte abuzator.
abuzator, da? Nu doar în continuare caută să fie abuzat de către alții, depinde pentru că de se profil. Mai... Da. Depinde foarte mult de profilul psihologic al acelei persoane. Și ce înseamnă asta? Păi dacă este o persoană care conștientizează abuzul și dorește o schimbare și dorește ca în familia lui el să nu devină un abuzator așa, să nu-și abuzeze copilul așa cum a fost el, aceea este o schimbare. Dacă adultul abuzat cândva în copilărie nu conștientizează, zice că, apropo, bătaia este ruptă din rai, eu te-am făcut, eu te omor, atunci va deveni cel care... Va deveni abuzatorul asupra copiilor săi. Da. Pe parcursul întregii dumneavoastră activități, cu siguranță că ați avut foarte multe intervenții. Acest termen de intervenție mi se pare foarte dur. Nu știu, așa văd eu din afară. Vă cer scuze dacă vă jignesc într-un fel sau altul, dar mi se pare dur. Dar cred că în fond este o salvare. Este o salvare pentru acel copil. Da, și este într-adevăr dur. Cum se manifestă? Care este procedura unei intervenții? Ce înseamnă aceasta? Explicați-ne și nouă celor care nu ne întâlnim în fiecare zi cu astfel de situații dramatice. Deci, în momentul în care se face o intervenție, în general, intervenția este făcută în urma unei sesizări, fie vine victima, da? Copilul respectiv, dacă este mai mare, sau în urma unei sesizări pe care noi o primim. Se evaluează la domiciliu, din punct de vedere social, se evaluează copilul psihologic, se evaluează pe toate planurile, să spunem, și social, și educațional, și medical, și tot. Și se discută cu părinții, depinde acum dacă abuzul este în familie sau este în exteriorul familiei. Dacă avem o persoană resursă în familie, este mult mai ușor de lucrat și nu se intervine și nu se scoate cel copil. Și dacă avem și sprijinul, nu că avem sprijinul poliției, dar dacă sunt foarte multe dovezi și reușim ca agresorul să fie scos din familie, este și mai bine, pentru că se lucrează copilul acolo în mediul său. Dacă situația este, nu avem persoane suport pentru copil, iar abuzul este... Abuzul referindu-ne la tot, da? Și neglijare și fizic. Corect, și de tot, da. Tipurile. Dacă abuzul este în familie și nu avem persoană suport, atunci suntem nevoiți să scoatem acel copil din familie. Cum? Ceea ce este dificil, pentru că la copilul mic este mai ușor, pentru că copilul mic merge cu toată lumea. Nu conștientizează foarte bine situația. Nu conștientizează. Și dacă îi spui hai cu mine, el merge cu tine. Mai greu este copilul mai mărișor, care așa s-a învățat, așa s-a obișnuit și este dificil de nu musai de luat de acolo din familie, ci ulterior de lucrat și de conștientizat acel copil că există viață și mai bună decât cea pe care el a trăit-o în familie. Un singur lucru vă mai întreb înainte de a lua o scurtă pauză. Ce înseamnă un copil mic și ce înseamnă un copil mare? Care sunt vârstele, să spunem, limitele acestea dintre cele două vârste? Păi, acum depinde foarte mult și de nivelul de dezvoltare a copilului. Pentru că putem vorbi de un copil mic, un copil de 14-15 ani, dar care are, din punct de vedere al dezvoltării mentale, o vârstă foarte mică. Înțeleg. Deci depinde de la caz la caz. Da. Copil fiind până la vârsta de 18 ani, da? Da? Luăm o scurtă pauză aici în Viva Justiția și ne întoarcem. Rămâneți alături de noi! Și am revenit aici în Viva Justiția. Suntem pe Radio Viva FM, stăm de vorbă cu specialiști în domeniu astăzi și vorbim despre abuz. Ca să mai concluzionăm încă o dată după scurta această pauză, așa, vorbind despre protestele și participarea copiilor la proteste, se pare că nu este atât de gravă pe cât se întâmplă sau aflăm astăzi că se întâmplă la protecția copilului. Foarte multe abuzuri de un grad înalt de gravitate, da? Doamna psiholog ne spunea Maia din Neaur, oricum se dezvoltă un adult care este abuzat. Am vorbit de
neglijență, de bătaie, dar sunt și alte tipuri de abuz mult mai grave. Doamna psiholog o să ne spună în mare, pentru că și aceste caracteristici diferă de la vârstă la vârstă, de la familie la familie, nu? Da, într-adevăr, depinde foarte mult. Putem spune că sunt ca și forme de abuz și abuzul emoțional. Acesta se găsește cel mai mult în situațiile de divorț. Haideți să exemplificăm, nu? Păi în momentul în care doi părinți, da, sunt conflicte, sunt neînțelegeri între ei, copilul este cel care, să spunem, este... trebuie să aleagă între cei doi. Iar aici apare un abuz emoțional. Eu cred că toată lumea cunoaște în teorie ce înseamnă. Toată lumea zice, vai, afectează copilul, dar nimeni nu face ceva în acest sens, nu? Sau, păi nu nimeni. Adultul trebuie. Adultul, da, deci cei responsabili. Trebuie să fie, să conștientizeze acest lucru. Că acel copil al lor nu este o minge de ping-pong dată de la unul la altul. Alte forme de abuz pot fi abuzurile sexuale, care și aici numărul lor, nu musai că a crescut, probabil că a existat pe, întotdeauna un număr mare de abuzuri sexuale. Da. Dar acum putem vorbi despre faptul că instituțiile adulte, deci celelalte instituții sesizează. Aici ne referim la școli, la unități medicale, la vecini, ceea ce nu la musai la instituții, dar și la vecini și biserică, deci tot ce se sesizează. Spuneți că înainte nu se sesizau atât de des aceste situații. Nu se cunoștea foarte mult procedura, nu se cunoștea procedura. Și cred că era și o doză de, o prejudecată, o doză de rușine, da, că vai oricum, noi... Oricum este o prejudecată și este un tabu a discuta despre sexualitate, a discuta despre abuzuri sexuale, este o rușine sau totul rămâne în familie, nu poți spune în altă parte pentru că ești treaba, stigmatizat, exact. Da, de către societate. Dumneavoastră însă considerați că nu ești stigmatizat în momentul în care reclami, faci o sesizare în acest sens, ci chiar cauți ajutor. Salvat, da. Dacă apelezi la autoritățile competente. Păi, asta este și ideea, de asta sunt instituțiile, da? Pentru a putea ajuta, pentru a putea interveni. La nivelul nostru, al județului, în zona aceasta, sunt foarte multe cazuri de agresiune, abuz sexual? Sunt, dar trebuie văzut foarte bine încadrarea pe acest abuz sexual. Putem spune de o molestare sexuală, putem spune de aceste relații sexuale între adolescenți, de comun acord, în ghilimele de rigoare, da, între adolescenți. Ele sunt cercetate de către organele de cercetare și incluse în acest abuz sexual, aceste relații sexuale. Și astea sunt și la noi contorizate cam tot același lucru de abuz sexual, pentru că vârsta copiilor, vârsta fetelor de 14-15 ani, chiar și mai mici, dar zicem cele... Apropo, ajungem din nou la educație. Ele nu știu, nu cunosc. Nu se discută în familie, nu se discută la școală despre sexualitate, despre dezvoltarea hormonală, despre nevoile fiecărui copil în parte. Și la fete și la băieți, nu discutăm numai de fete aici. Deci, până la urmă, ajungem toate aceste cazuri de abuz, mă refer la toate, ajungem la lipsa educației. Credeți că ar fi nevoie, o părere, o opinie personală din toată activitatea aceasta a dumneavoastră de 15 ani de zile, da? Repet, 15 ani de zile. Credeți că ar fi nevoie ca să se introducă în programa școlară educația sexuală? Este dificil. A fost într-adevăr o foarte mare dezbatere de-a lungul timpului pe acest subiect. Din câte știu, la orele de diriginție, depinde foarte mult acum de profesorul diriginte, se discută în mare despre sexualitate și despre dezvoltarea copilului la o anumită vârstă. Dar una este să se discute pentru o oră
Și nu numai la școală, ci în familie trebuie să se discute în primul rând. Dacă spun unei mame care are o fată de 14 ani să discute despre așa ceva, ea spune că nu, este prea devreme. La ce vârstă ar trebui părinții, mamele, să discute cu fetele și tații, cu băieții, că depinde în continuare așa? Depinde la nivelul de dezvoltare a copilului și depinde... Dar de... o marjă așa estimativă? 10, 12, 13 ani. Să spunem, 11, 12 ani, cred că s-ar putea începe discuțiile. Vă întreb, aceste. În cunoștință de cauză, pentru că am avut această discuție cu câteva prietene, cunoștințe de ale mele, care au copii în clasa 1, în clasa 2 și copiii își fac grupulețe în pauză și discută singuri despre ceea ce au văzut pe internet, despre ceea ce au văzut la televizor și n-au curajul să-i întrebe pe părinți. Aceste... Da. Aici lucruri se întâmplă în clasa 1, în clasa 2 chiar. Da, dar aici nu copilul trebuie să întrebe părintele, ci părintele să aibă inițiativa de a discuta. Asta vreau să vă întreb și să aducem la cunoștința tuturor că se întâmplă, da? Din cauza sau poate datorită, nu știu, cum vreți dumneavoastră să o luați, a internetului, a informației din abundență și nu neapărat a informației corecte de pe internet, copiii în ziua de astăzi au nevoie de informația de la tată, de la mamă, nu? Da, și nu putem spune. Internetul apare, să spunem, sunt comunități locale, rurale, în care nu prea ai internet. Sunt persoane care abia dacă au un telefon și nu performant. Deci, totul se rezumă la discuția între copil și părinte, între încrederea și acea relație de atașament care în mod normal ar trebui să existe între un părinte și un copil. În momentul în care nu există sau nu a fost părintele educat să dezvolte această relație, ajungem la lipsa de informare și la... Și la abuz, apoi. Apropo de acest aspect, vorbeam de introducerea educației sexuale în programa școlară, dar înainte de toate, cred că ar fi nevoie de o educație parentală. Înainte de toate. Înainte de toate, da. Dar sunt acele taburi... Prejudecăți în continuare. Da, în care ce se întâmplă la mine în familie, se întâmplă la mine în familie și eu știu cum să-mi cresc copilul, că așa am fost și eu crescut. Și e cam greu să educi un astfel de adult care are aceste prejudecăți și aceste idei. Până să se introducă aceste activități în curricula școlară, haideți să vedem, să încercăm ce trebuie să facă părinții pentru o educație sănătoasă a copiilor lor. În primul rând, cred eu că trebuie să le ofere afecțiune, atașament. Asta e în primul rând. Pentru în primul că dacă rând. Nu există afecțiune și atașament, nu putem discuta ulterior despre neglijare, despre abuzul fizic, despre toate celelalte tipuri de abuz. Din moment ce nu există acea relație care trebuie să existe între un părinte și un copil, da, putem duce la toate tipurile astea de abuz. Vorbim despre abuz aici la Radio Viva FM împreună cu specialiștii noștri în domeniu. În concluzie, domnul Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cum concluzionăm? Cum rămâne până la urmă? Trebuie să sesizăm orice aspect de genul acesta, referitor la un abuz, la o neglijare? Cui trebuie să se adreseze persoanele în cauză? Absolut, sau... orice abuz trebuie și poate fi sesizat, așa cum a spus și colega Elena, psihologa de la direcție. S-au înmulțit atât instituțiile cât și cetățenii au devenit mai responsabili și sesizează, aduc la cunoștința Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului această formă de, sau formele de abuz. De altfel, noi avem și o linie, să spunem, a copilului, un număr de telefon scurt, 0232983, unde atât părinții, cât și copiii, cât și vecinii pot sesiza oricând 24 de ore din 24, 7 zile din 7, orice li se pare a fi un abuz asupra copilului și nu numai, și violența domestică de asemenea poate fi sesizată pe acel telefon și dacă acea sesizare se dovedește reală și gravă, noi vom interveni fără să stăm pe gânduri și vom scoate acel copil sau acel cuplu mamă-copil din familie.
Puteți să mai repetați o dată numărul de telefon la care pot apela persoanele în cauză? 0232 983. Ați auzit foarte bine și am reținut eu la fel de bine că nu doar abuzurile pentru copii, față de copii, pot fi reclamate la acest număr de telefon, ci și abuzurile în familie. Abuzurile domestice. Absolut, abuzurile domestice. Avem și un centru specializat pentru victimele abuzului domestic, unde sunt cuplurile mamă-copii, o mamă cu un copil sau o mamă cu mai mulți copii. Ele pot sta pe o perioadă determinată până la 6 luni. Mama este sprijinită pentru obținerea ordinului de restricție. De asemenea, copiii sunt sprijiniți să frecventeze cursurile școlare, iar mama, dacă vrea să înainteze formele pentru divorț, o poate face. Ca și o curiozitate, pentru că am întâlnit și eu, în experiența mea profesională, diferite cazuri de genul acesta. Mamele, femeile, sesizează violența domestică, dar se întorc înapoi în familie, în mediul abuziv, considerând că așa trebuie. Da? Trebuie să fie alături de casa lor, de soțul lor, de copiii lor și să facă un compromis foarte mare. Aici este un cumul, luând de la prejudecățile care sunt în psihicul românesc, până la faptul că este dependentă economic de acel partener sau soț. De asemenea, locuința probabil că este un comun. Da. Și de aici apare această reîntoarcere către soțul abuziv, dar o femeie responsabilă și care se gândește la viitorul ei și al copilului, atunci când consideră de cuvință, trebuie să renunțe la trecut și să-și ia în mână propriul destin. Dar sunt reale aceste întoarceri, așa este? Sunt, așa sunt se întâmplă reale, în realitate. Mare, eu știu, peste 60%, probabil că, și cel puțin, v-am spus, noi asigurăm serviciul la nivelul județului, cele din mediul rural, în proporție mai mare de 60%, se reîntorc alături de abuzator să locuiască și ulterior mai fac și un copil sau doi. Și ce se întâmplă? Mai revin cu o plângere, cu o sesizare? Sunt persoane din județ care au 3-4 reveniri în centru de violență domestică. Și le primiți de fiecare dată? Și le primiți de fiecare dată? Sunt... Nu puteți refuza o asemenea absolut. Este un sesizare. Caz, trebuie să intervenim și să soluționăm. Dar cel mai corect și cel mai real ar fi să se obțină acel ordin de restricție și ulterior, formele către divorț, dar e mult până acolo. Da, până la divorț sunt și ele probabil foarte, foarte, cred eu, foarte îndurerate, foarte supuse acestui abuz și nu văd dincolo de ceea ce li se oferă, nu? Mai mult decât atât. Dumneavoastră, acestor femei, acestor persoane care sunt abuzate în astfel, în acest mod, le oferiți un sprijin financiar, le nu direcționați decât servicii, către servicii de cazare masă, sprijin psihologic prin consiliere atât a lor cât și a copiilor și de asemenea sprijin pe partea juridică în vederea obținerii acelui ordin de restricție și ulterior în vederea înaintării dosarului pentru formele de divorț. Atât, totul se raportează la divorț, nu? Sau obținerea ordinului de restricție. Da, da, da. Bine, în momentul în care există un ordin de restricție, inevitabil se produce și ruptura aceasta, nu? Absolut. În familie. Sunt cazuri când, de exemplu, s-a lucrat atât pe partea soțului cât și pe partea ei și au ajuns la un consens, să-i spune. Dar sunt rare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio astăzi. Am aflat lucruri bune, da? Informativ ne-am delectat așa, cu o informație de calitate. Vă mulțumesc foarte mult. Vă așteptăm și cu altă ocazie, mai fericită, să spunem. Da? Maria Păduraru, sunteți fost aici în Viva Justiția pe Radio Viva FM. Ne auzim și lunea viitoare. Pe curând!